care aplicarea legii 330 fără o trebuie judecătorești. Cerut aceste informații din toate școlile. Școlile din județ sunt omise. Această situație este făcută la Botoșani, numai pe municipiu, pe când în județul Suceava este făcută la, la nivelul întregului județ. Ne vom trezi în situația care, să fie corectate problemele la Suceava, iar la Botoșani nu. De aceea am vrut să am această întâlnire cu domnul prefect. Să aducem la cunoștință situația diferită de la noi față de la Suceava, l-am rugat să dispună măsuri de remediere a problemei.